ultimul control la stupul ăsta, în vederea iernatului. Ăsta este un roi de anul trecut și ăsta. După câte văd, se prezintă bine, dar nu mă laud până la final. Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rame. Să vedem dacă lăsăm pe 7 sau mai reducem. El l-am mai deschis odată cu vreo 3 săptămâni, să-l verific. Am făcut toate cele 3 tratamente pentru toamnă. Uite cum arată, miere destulă. Florine, stai cumva să nu fie umbrata. Stai mai lateral, așa. Și asta e ultima verificare înainte de iernat. Are albină multă. Puiet văd că nu mai este. Sunt curios să văd pe alea alte rame dacă mai are puiet. Matca are la sigur, pentru că le văd după comportament. Aici este ceva mai puțină miere, fiindcă au avut puiet. Rama asta s-ar putea să o scot, să o bag după diafragmă. Okay. Și să vedem aștia alte. Uite, aici mai are încă puțin puiet. Va trebui să-i mai fac un tratament peste vreo săptămână, când iese și puietul ăla, să fie total gol. Cam așa arată. Uite, albină, full, foarte multă. Este în regulă, sunt mulțumit de el. Și aici are puțin puiet. Dar nu-i nimic. E vremea foarte caldă. Câte grade zici că s-a afară? 27. 27 de grade la ora asta. Nu s-a tăcheme. Așa zice cameramanul meu, dar cred că termometrul lui nu-i bun. Asta o scuturăm și o să o băgăm după diafragmă. Și o să-l lăsăm pe 6 rame. Păi, Florine, uite-le, domnule, că mă întreabă ce caut la ele. Sunt destul de convins pentru timpul și ora la care umblu eu la ele acum. Încă nu m-a înțepat niciuna, sper să nici nu îndrăznească, că dacă mă înțeapă atunci. Nu știu ce-i cu rama asta, de ce nu merge la loc. Dacă nu vrea să meargă, lasă așa. Și pe asta o să o descăpăcim și o punem după diafragmă. Și va rămâne un stup pe 6 rame. Ceea ce zic eu că este foarte bine. Alții o să mă critice că i-am lăsat prea puțină rame, iar alții o să zică că sunt prea multe. Nu e nimic. Cameramane, nu te-o înțepa niciuna. Nu cam dat. Ești mare domn. Te-ai îmbrăcat ca un cosmonaut și vrei să te și înțape. Așa le descăpăcesc eu după diafragmă și atunci ele bagă toată mâncare înăuntru. Și cu asta va fi, vor avea mâncare arhi suficient. Bun. Am avut și folie pusă pentru tratament, dar numai pe timpul tratamentului, nu le mai pun folie. Unde e pierii aia? Hai, plecați de aici, că vă ucit, că am mai văzut eu unul pe forum care a făcut pireu din albine. Și nu vreau să fac și eu tot așa ca el. Să știe el, dar nu vreau să-i spun numele, că e prietenul meu. Bun, pot să o